Directă cu noi, ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, mulțumindu-le, ministru, pentru intervenția la Decisiv. Bună ziua! Domnule ministru, înainte de a vorbi despre achiziție, eu vreau să vă întreb dacă în acest moment România încă mai cumpără vaccinuri anticovid. Nu, n-am mai cumpărat vaccinuri. Am încheiat, noi încercăm să discutăm cu producătorii acestor vaccinuri, pentru că sunt, așa cum ați văzut, un număr mare de doze care ar mai trebui luate. Noi am luat în mod efectiv 35 de milioane de doze dintr-un total de 80 de milioane care au fost contractate. Am reușit cu unul dintre ei să ajungem la o înțelegere amiabilă și o să vină o tranșă de vaccinuri care au fost plătite în 2021 ca avans. Deci banii au fost dați companiei în 2021 și e normal. În integralitate ați dat întreaga sumă? Avansul nu înseamnă integralitate, înseamnă 30%. Da, și restul atunci? Și pentru banii care au fost plătiți în 2021, ei vor transmite acum o cantitate de vaccinuri care să compenseze acea sumă și vaccinuri adaptate tulpinilor circulante actuale și cu asta am încheiat. Problema e legată de aspectele de natură juridică, pentru că știți bine, săptămâna trecută, compania Pfizer a dat în judecată Polonia ca să recupereze tot așa o sumă importantă de bani, pentru că și polonezii au renunțat să mai cumpere, să solicite vaccinurile care erau contractate. E o chestiune delicată, eu nu sunt jurist, mai ales în domeniul economic, cu atât mai mult cu acest contract inițial a fost semnat de Comisia Europeană, iar statele membre puteau avea o opțiune periodică în funcție de producția fiecărui vaccin, cu da sau nu, adică sunt de acord să iau sau nu o anumită cantitate. Noi am ajuns în total la 80 de milioane de doze, s-au luat 35, eu am reușit să vând 7,5 milioane, de doze. Câte milioane s-au distrus, domnule ministru? Câte 10 milioane s-au distrus sau sunt în curs de neutralizare. Și cât ne-a costat distrugerea lor? Ce anume? Distrugerea celor 10 distrugerea milioane. Distrugerea, nu, m-au mai întrebat colegii ai dumneavoastră, nu vă închipuiți că sunt niște sume foarte mari, pentru probabil că pentru 10 milioane de doze sunt câteva sute de mii de euro, nu mai mult, dar discutăm și de valoarea intrinsecă a vaccinului, nu numai despre costul distribuției. Domnule ministru, până acum România cât a plătit pentru aceste vaccinuri? Circa 2,5 miliarde de lei. Și cât ar trebui să mai plătim? Aici e o discuție, dar probabil că suma care ar mai trebui să o plătim este mai mare de 2,5 miliarde de lei, având în vedere că această sumă de 2,5 miliarde s-a plătit pentru 35 de milioane de doze. Mai mult de 2,5 miliarde de lei ar trebui să mai plătim. Dar cât vom plăti exact? Nu știu să vă spun, v-am spus că aici discutăm de litigii de natură comercială, să vedem care. Eu am reușit, v-am spus, cu unul dintre producători, am ajuns la o înțelegere amiabilă, fără să mai plătim nimic în plus, mai sunt încă trei. Câte milioane de vaccinuri sau ce cantitate de vaccinuri mai avem în depozite în aceste momente? Circa 2 milioane de doze. Deci 10 milioane de vaccinuri au fost distruse. Paguba cam pe la cât, spuneți, domnule ministru, că este estimată? Nu pot să o estimez, dar cu siguranță în jur de, să spunem, vreo 750 de milioane de lei. Și celelalte vaccinuri care mai sunt în depozite? Alea sunt în depozite. Care este situația lor? Cât mai au până la expirare? Sunt durate variabile în funcție de momentul în care au fost livrate, dar oricum ele nu mai sunt cu varianta circulantă actuală a virusului și vă spuneam că pentru această variantă o să primim... Deci trebuie distruse și acelea sau urmează a fi distruse și acelea? Pe măsură ce expiră, nu poți să folosești un produs biologic, un vaccin care este expirat, să mai administrezi, în mod evident. Deci, domnule ministru, spuneți că în momentul de față statul român a distrus vaccinuri în valoare de 750 de milioane de lei, undeva la 150... De lei, de lei, da. Undeva la 150 de milioane de euro. Nu pot să vă spune cu exactitate. Am înțeles. Luăm aceste cifre cu aproximație. În jur de 750 de milioane de lei, da. Undeva la 150 de milioane de euro. Noi astăzi sunteți ministru în funcție, aveți experiența necesară în acest domeniu și vreau să vă întreb. Putea România la momentul acela să folosească acea opțiune pe care a avut-o de a refuza următoarea tranșă de peste 50 de milioane de doze de vaccin? Evident că putea, pentru că era menționată în amendamentul respectiv. Fiecare amendament din asta care se solda
Deci dacă nu exista memorandum semnat, în mod evident, tranșa nu ar fi fost asumată. Dacă dumneavoastră erați ministrul sănătății în acel moment și primeați această notă de informare referitoare la achiziția suplimentară de vaccinuri împotriva COVID-19 întocmită de președintele și vicepreședintele Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare împotriva SARS-CoV-2, Gheorghiță Valeriu și Baciu Romică Andrei, care aceștia au solicitat premierului României din acel moment să analizeze oportunitatea achiziției de către România unei cantități suplimentare de peste 8 milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 produs de către Pfizer. Am citit acum un pasaj din referatul procurorilor DNA. Ați fi semnat, domnule Rafila? Acum, sigur, situația e puțin diferită pentru că eu sunt de specialitate și am cu siguranță o experiență cel puțin similară, dacă nu superioară, celor doi pe care ați menționat dumneavoastră în domeniul vaccinurilor. Nu, dacă erați ministrul sănătății în locul lui Vlad Voiculescu sau al lui Ioane Mihăilă. Știu, dar asta vă spun, că dacă era ministrul sănătății, eu aș fi putut, sau mă rog, sigur, aș fi judecat în mod direct, nu avem nevoie neapărat. Avem o întrebare de la domnul Cosma pentru dumneavoastră, domnule ministru, dacă doriți să-i răspundeți, dar înainte vreau să vă întreb așa. Putea premierul României, fără aportul ministrului sănătății, să ia decizia de capul domniei sale să facă această achiziție fără suportul Ministerului Sănătății? O întrebare. Și a doua este dacă premierul într-o astfel de situație se consultă cu președintele statului, în speță Klaus Iohannis. A doua întrebare n-am înțeles, mă scuză. Dacă premierul într-un astfel de context se consultă cu președintele țării în contextul nostru, la prima întrebare, el poate să facă acest lucru, dar cred că a existat și din partea Ministerului Sănătății un punct de vedere. Nu cred că a luat această decizie fără punct de vedere din partea Ministerului Sănătății. La cea de-a doua întrebare, cer scuze, eu sunt ministrul Sănătății. Nu pot să discut eu despre raporturile între prim-ministru și președintele României. Stăm picioare. Și o întrebare de la domnul deputat Cosma. Stăm picioare, numai o secundă, domnule Cosma. Stăm picioare, domnule ministru, credeți această variantă pe care o spune acum public Florin Câțu, că de la nivelul Comisiei Europene s-a dispus așa să fie cumpărate 200 de milioane de doze, să fie acordate aceste doze statelor membre, să fie cumpărate de statele membre. Întrebarea este directă. Ne poate băga cineva pe gât o anumită cantitate? Nu. Păi eu tocmai v-am răspuns puțin mai devreme. Dacă nu se semna memorandumul, nu exista această... Deci o chestiune de opțiune. Vrea să scape Câțu cu această variantă? Nu știu. Nu vreau să fac comentarii. E un... Domnule Cosma, haideți întrebarea pentru domnul ministru. Păi l-aș întreba în mod direct ce măsuri a luat domnul Rafila de când este ministru față de acest aspect, față de chestiunea legată de vaccinuri? Doi. Păi în primul rând, domnul Cosma, în primul rând, prima măsură a fost să caut clienți în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care să preia o parte din vaccin. Și am făcut lucrul ăsta pentru 7,5 milioane de doze în valoare de 150 de milioane. Noi am dat și Moldovei, înțeleg, pentru că Moldova nu era stat membru. Eu vă spun ce am vândut, nu ce am dat Moldovei. Am vândut Germaniei și am vândut de asemenea și cred că Danemarcea, am mai vândut o cantitate de vaccin și Ungaria. Să răspundă deci, domnul ministru, să ne spună ce a făcut ca să oprească livrarea, dacă livrarea a fost prea multă, ce a făcut concret? Vorbim de cel mai mare prejudiciu livrarea ce ați făcut ca să opriți livrarea, dacă tot ziceți că n-a fost în regulă? Și ministrul finanțelor, păi eu vă spun că nu a cumpărat și dumneavoastră să opriți livrarea. Care livrare? V-am spus că sunt 80 de milioane de doze contractate și noi am cumpărat 35 de milioane. Despre asta vă spun. Înseamnă că n-ați fost atent la ceea ce am declarat eu mai devreme. Bun, mulțumim, domnule ministru. Ar fi bine să fiți mai atent.